Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune a Futurul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, aici, la Futurul cu Ghimbi. De data asta, îl am ca invitat pe domnul Mag Niculiță, primarul Comunei Râu de Mori. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am găsit. V-am invitat în studio din două motive. Unul o să vi-l spun și o să vă și întreb despre el, după care, după ce voi primi răspunsul, o să vi-l spun și pe al doilea pentru a vă ține mai în suspans, așa. În primul rând vreau să vă spun că, deși eu sunt unul mai sictirit, așa, mai arogat, mai, mai cu ochii pe primari într-un anume fel, mă bucur foarte tare să vă văd sănătos. Și bucuria mea este chiar sinceră, pentru că știu că de curând ați fost infectat și dumneavoastră cu virusul ăsta, SARS-CoV, cum se zice. Ați avut COVID-19 și nu v-a fost chiar simplu, nici dumneavoastră. Și încă o dată mă bucur să vă văd sănătos. Mulțumesc, mulțumesc. Cum a fost? Păi, ce aș putea să vă spun decât că, în primul rând, pe mine, ca și debut al infectării, undeva într-o joie, acum 3 săptămâni, exact astăzi, sunt 3 săptămâni, 21 de zile, noaptea m-am trezit de mai multe ori transpirat. Pur și simplu. Dar nu era de la căldură? Nu era de la căldură, cum s-a dovedit ulterior. După care, dimineața, simțindu-mă în continuare, cred că eram și febril, dar am luat ceva medicamente. Am fost în acea zi, n-am mai intrat în primărie, m-am dus până la spital la Hațeg. Dar m-am dus la spital la Hațeg pentru că debutase infecția înainte, aș putea spune, la soție. Și am mers, de fapt, practic cu soția. Eu am așteptat undeva în curtea spitalului, după care am fost nevoit să, în a doua zi, să mă testez. M-am testat la spital la Hunedoara, am ieșit pozitiv, bineînțeles, având în noaptea de vineri spre sâmbătă febră și transpirații mult mai mari, am plecat și a doua zi m-am internat, ca să fiu pe scurt, m-am internat eu, m-a urmat soția mea și la 2-3 zile am internat la spitalul din Hațeg și pe mama mea. Wow! Da. Asta și, n-am știut. Și pe mama mea. În vârstă de? În vârstă de 88 de ani. Dar poate e chiar o noutate. Culmea este că eu și soția am avut simptome, în schimb mama era asimptomatică. Și la această dată asimptomatică, n-a făcut nicio febră, nu a transpirat, nu a avut niciun simptom al bolii. Dar unde e mama acum? La spitalul din Hațeg. Adică încă nu s-a vindecat. Nu, pentru că, nu știu ce s-a întâmplat, i-au luat vreo 3 teste, astăzi, după masa asta, așteptăm rezultatul la testul de l-a făcut ieri dimineață și mama să vedem. E de câte zile? Probabil, de mai multe zile, da, deci are la această dată, dacă nu mă înșel, 11 sau 12 zile. Am înțeles. Păi poate dă Dumnezeu și este negativ. Da, deci eu cam sper, eu sper ca în cursul zilei, cel târziu de mâine, să o externeze. Bineînțeles că a făcut tratament și da, a făcut tratamentul respectiv, dar spre bucuria sau norocul nostru a fost că mama la 88 de ani se pare că a fost mai rezistentă decât
decât dumneavoastră, da. Sau sistemul ei imunitar a luptat mai puternic. Bine. Da. Bun, e bine când totul se termină cu bine și dumneavoastră și soția sunteți negativi în acest exact, moment. Exact, suntem negativ. Soția mi s-a negativat la ieșirea din spital, iar eu am mai stat izolat încă o săptămână până m-am... Da, știți ce e interesant? La noastră în primărie acolo s-a testat careva, au fost cazuri pe detestat după știința mea, nu știu dacă s-au testat, dar certalmente îi că niciunul dintre salariați nu a prezentat simptome, dar vreau să vă spun următorul lucru. Se și explică pentru că eu în ultima săptămână, săptămâna despre care v-am vorbit, într-o perioadă destul de lungă, am lipsit din primărie. Spre exemplu, v-am spus de joia, miercurea am fost plecat la Timișoara, mi se pare că marța am fost plecat pe la Deva, deci am fost, să zic așa, doar în trecere prin primărie, nu prea am stat în ultima săptămână în primărie și nestând în primărie, probabil ăsta a fost și norocul. Da, că n-ați mai transmis nimeni. Exact, exact. Bun, domnule Mangă, ce să zic, încă o dată mă bucur că sunteți sănătos, sper să fiți în continuare și vă doresc chiar mulți de acum înainte. Mulțumesc, mulțumesc. Și acum să trecem la alte lucruri. Eu urmăresc foarte atent ceea ce se întâmplă și în spațiu public, și în declarațiile primarilor, și în declarațiile oamenilor politici. Și zilele astea am văzut niște lucruri care pe mine m-au intrigat, pentru că eu știu că am mai avut emisiuni cu dumneavoastră în care mi-a spus o grămadă de lucruri. Și, repet, de curând am văzut în spațiu public niște chestii care m-au intrigat în sensul că n-am înțeles ce-i cu el acolo și m-am întrebat cine minte. Mă minte Mang, pe care îl știu de 20 de ani. Cam așa. Mă minte Mang pe care îl știu de 20 de ani sau mint cei care scriu tot felul de chestii în spațiu public? Și atunci am pus mâna pe telefon, m-a sunat și am zis: domn primar, vă rog frumos, la studio, pe fotoliu cu ghimbi. Am citit de curând în spațiu public că nu sunt, domnule, proiecte europene, nu sunt investiții în comuna dumneavoastră. Sau nu sunt câte ar trebui. Acum, eu nu știu ce înseamnă câte ar trebui sau nu sunt în viziunea unora, nu? Că poate dacă pentru mine o avere este un miliard vechi de lei, poate pentru altul ea sunt bani de mers la mare sau la mamaia. Și atunci, cred că cel mai în măsură să ne explice lucrul ăsta astăzi dumneavoastră. Așadar, cine minte, dumneavoastră sau cei care scriu că nu sunt investiții sau nu sunt suficiente, sau e doar o chestie de percepție a lucrurilor? Nu sunt suficiente. Cum adică nu sunt suficiente? Da, deci aveți dreptate, cuvântul pronunțat de dumneavoastră legat de insuficiente este adevărat, ne-am dori luna de pe cer. Eu mi-aș dori acum la anii mei o casă undeva la malul mării, un Jeep 4x4 și un cont de așa în bancă și cred că asta e. Dar cel mai mult și mai mult mi-aș dori sănătate. Asta e cel mai important. Așa, deci legat de acest subiect, eu am de data aceasta am zis, mai ales că am avut o discuție anterioară vis-a-vis de aceste fonduri, să vin pregătit la dumneavoastră în emisiune. Am luat ordinul Ministerului Dezvoltării și adresa Consiliului Județean prin care sunt înscrise toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. Așa.
Și le-am studiat îndeamănunt pentru a vedea dacă totuși sunt unii, să zic așa, contracandidați sau da, deci cum să i denume, contracandidați sau unii care sunt de o altă coloratură politică și care plâng ca să fie luat ca așa, ca în ghilimele, pe umerii concetățenilor mei, păi că ce soartă au avut atâtea ani, 4 mandate cu persoana mea în funcția de primar, că nu s-au făcut lucrări în comuna Râu de Mori, că situația este atât de jalnică în comuna Râu de Mori. Și legat de acest subiect, așa cum vă spuneam, am venit pregătit, le-am adus toate aici. Aș vrea doar să vă... Am făcut greșeala să vă spun, domnule, e vorba de investiții. Da, păi este clar, este vorba doar de investiții, nu este vorba de, să zic așa, administrarea curentă a problemelor din comună, da, doar de cheltuielile, cum sunt ele denumite, mai ales în contabilitate, cheltuieli de capital, este vorba de investiții, așa cum spuneați dumneavoastră. Acum, exact cum pornisem la început, niciodată nu ne putem mulțumi cu ele. Dar dacă facem o privire în ele, eu aș putea să vă spun următorul lucru, că investițiile, atât din fonduri guvernamentale, pe de o parte, la care comuna Râu de Mori se situează dintre comune pe primul loc și răsfoind lucrul acesta, aș putea să vă spun că Râu de Moriu, ca și investiții în acest mandat pe PNDL, are o sumă de 42.468.214. Certo, adică 420 de miliarde. Da, 420 de miliarde. Deci nu știu la care se adaugă, la care se adaugă încă, dacă ați vorbit în banii vechi, încă 4.600.000 bani obținuți, la care s-au adăugat și din partea primăriei tot 4 miliarde în banii vechi, și s-a finalizat și este recepționată o școală în satul Ostrov. Și așa cum vă spuneam, legat de comune, comuna Sfântă Mărie Orlea este cu o valoare foarte frumoasă și Sfântă Mărie Orlea de 27.089.297, iar comuna Șoimuș cu 26.524.246. Deci am dorit să prezint cifrele astea pentru... De unde le aveți? Le am din ordinul care s-a transmis prin adresa Consiliului Județean la toate primăriile din județ. Și aveți ordinul la noastră? Da, cum să nu? Asta este adresa Consiliului Județean. Uitați-vă cu numărul de înregistrare de la Consiliul Județean. Aceasta este adresa Consiliului Județean. Yes. Îmi permiteți? Sunt documente publice, nu? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Nu cred că... O să le trimit în regie. Așa, ce mai avem? Și numărul de înregistrare cu Consiliului Județean, cu ministerul ăsta. Și aici sunt, uitați, toate
toate lucrările de la toate unitățile administrative teritoriale din județul Hunedoara. Vă rog să-l împingeți un pic mai spre mine ca să pot să ajung la el. Aici este comuna Râu de Mori. Da, parcă aveți dumneavoastră ceva da, acolo. Da, da, am și copii Xerox, dacă doriți. O copie ar fi mai bună da, ca să ajunge exact, mai ușor exact, la mine. Exact. Deci avem aici de la... Municipiul Hunedoara, comuna Râu de Mori. Vreau odată să mă duc la Râu de Mori, da? Da, uitați-o. O avem pe asta și ați făcut și un total aici, văd că... Da, 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 da. Am trimis-o în regie și cred că ce-ați mai însemnat pe și aici? Și cele însemnate... Da, uitați-vă, aici este suma totală de la municipiul Hunedoara. De la domnul Băuțanu, care și el a accesat, a făcut da, treabă. Da, da, astea da. Sunt fonduri guvernamentale? Da, sunt fonduri guvernamentale și imediat o să vorbesc și de cele europene. Așa. Ele și sunt toate aici... lucrări, toate de la Hunedoara, da. De la celelalte, dacă... Bun, dacă... acum cred că astea de la Hunedoara sunt mai mari decât da, ale dumneavoastră. Nu, pe nu? Total e vorba de o diferență de 3 milioane între un municipiu, municipiu Hunedoara și comuna Râu de Mori. Și o comună. Da. Dar se vede un total acolo undeva. Și dacă doriți, aici primele patru de aici de sus sunt cele care am făcut vorbire, comuna Sfântă Mărie și Șoimuș. Nu le-am dat cu markerul, dar cred da, că se vede foarte da. Bine după cum se observă în monitor. Așa. Da, deci... Păi, ce să zic, nu s-au făcut investiții, domnul primar. Nu, deci eu am dorit, nu sub un aspect, să pornesc de la aceste cifre, pentru a, iar vis-a-vis de fonduri europene... Stați un pic, să ne limite, să, nu, că oamenii da. Se uită acolo și nu înțeleg. Deci, 420 de miliarde... Exact, sunt fonduri guvernamentale. Da? La nu cred că v-au fost acordate preferențial, că la Sfântă Mărie ori la parcă e primar PSD, nu? La Sfântă Mărie PSD, iar Șoimușu și Brău de Moriu sunt PNL. PNL. Da. Doresc să vă spun că pe lângă aceste fonduri, tot ce a fost posibil vis-a-vis de fonduri europene destinate unităților administrativ-teritoriale sunt în jur de 11, nu în jur că e suma exactă, 11.864.327 și ele se s-au materializat în trei măsuri. Este vorba de măsura destinată unităților administrative, măsura 7.2 pentru primari și pentru cei care lucrează în primărie sunt familiarizați cu aceste măsuri. 7.2 în valoare de 8.825.879. Măsura 7.6 se referă la cultură, la cămine culturale, este vorba de 2.436.367 de lei și o măsură mai mică pe gal de 602.081 lei, este vorba de măsură pe gal, pe grupul de acțiune locală și se referă la două terenuri de sport cu gazon sintetic în două sate din da, comune. Stați așa că mulți aud, puțin pricep. 420 de miliarde de lei vechi. Ce ați făcut cu ei? Că e foarte mulți bani. Ce am făcut păi cu da, ei? Dacă zice lumea că n-ați făcut da. Nimic... Vreau să vă spun că numai o singură lucrare. Este vorba de canalizarea
satelor Râu de Mori, Suseni, Ostrovel, Brazi, Valea Dâljii și Unciuc, este o lucrare care presupune o rețea principală de 22 de kilometri, deci 22 de kilometri rețea principală, la care se adaugă încă 10 kilometri de rețele, mă refer la racorduri individuale la fiecare gospodărie în parte. Asta este unul din proiecte. Un alt proiect se referă la două sate, este vorba de satul Valea Dâljii și Ohaba Sibișel, unde până la această dată, ca să poți ajunge în cadrul comunei la două sate, era nevoie să treci printr-o altă comună, prin Sfântă Mărie Orlea, pe la un sat Sânt Petru, și de acolo să ajungi la Ohaba Sibișel. A, și atunci o parte din ăștia 420 de milioane s-au dus pe proiectul ăla cu... S-au dus pe proiectul cu un drum de interes local în lungime de 7 kilometri, care este prevăzut cu o îndiguire a unui pârâu, Balta Valea Dâljii, care an de an la ploi torențiale producea inundații în satul Valea Dâljii. Am trăit, să zic așa, evenimentele unor inundații în cazul în care atât a fost apa de mare de mașinile care se aflau pe marginea drumului, efectiv le-a luat. Și le-a mutat din loc. Le-a mutat din loc. Și le-a și dus, probabil. Exact. Deși că ți se pare acum, dacă treci și când este secetă, nu-ți vine să crezi că un firișor de apă poate produce asemenea daune chiar serioase, inclusiv la gospodăriile oamenilor, inundații de beciuri, de tot. Păi bun, ce a fost acum... posibil. Ei, acum acest drum este îndiguit, acel pârâu este îndiguit undeva de sus, de la intrarea în sat și până la ieșirea în sat, încât este imposibil ca apa... Am avut, culmea, și-a făcut lucrarea botezul, pentru că am avut acum, când a fost inundațiile în 14-15, parcă iunie, am avut apa încât a ajuns aproape la nivelul digurilor. Atât a bine fost de a trecut, mare. N-a trecut peste diguri. Din potrivă, a antrenat anumite materiale lemnoase vegetale care efectiv au dus pe unele locuri, pe la multiplele podețe care sunt realizate. Dar asta cum se numește, de fapt? O regularizare a pârâului? Este o regularizare, dar practic a fost doar ziduri de sprijin încât să regularizăm acel pârâu, pentru că nu este unica lucrare și mai am încă o lucrare de asemenea manieră în satul Clopotiva. Asta, în ce sat era cu regularizarea? În satul Valea Dâljii și Ohaba Sibișel. Și râul se numește? Și râul, pârâul Balta Valea Dâljii, așa e denumit, cunoscută. Iar vreau să vă spun că această lucrare, dacă ar fi problema să o poți considera utilă, o poți considera utilă pentru că ea, prin podul realizat peste râul Sibișel, face pentru prima dată legătura dintre comuna Râu de Mor și Sălaș, pentru că nu exista nicio legătură. Ca să ajungi în comuna Sălaș, trebuia undeva să ajungi până în drumul național și de acolo să ajungi la Sălaș. Aș vrea să vă spun că pe lângă proiectul, pentru că m-ați întrebat ce am făcut cu cei 420 de
miliarde în lei, în bani vechi. Avem o modernizare a drumurilor stradale în satul Clopotiva cu canale și rigole betonate a multiplelor pâraie care străbat satul, și lucrarea este, ca să vă spun, este aproape de finalizare. Eu cred că în maxim o lună, o lună și ceva o să facem recepția la lucrare, deci lucrarea este finalizată. Și pentru ca să revin, și bineînțeles, pe lângă cele care vi le-am spus, mai sunt încă două lucrări. Una privește o alimentare cu apă și canalizare a zonei de agrement Râușor, unde sunt peste 100 de cabane și pensiuni. Iar o altă lucrare este vorba de o captare, tratare, aducțiune cu apă potabilă din zona Râușor pentru satele Râu de Mori, Ostrovel, Braz, Suseni și probabil și întreaga zonă, nu probabil, sigur, pentru că este un proiect european, întreaga zonă a Râului Mare. Bun, acum alimentarea cu apă și canalizare în zona Râușor, asta va crește și prețul terenurilor și va crește și interesul potențialilor oamenilor. Da, categoric ca infrastructură, dacă vom, adică nu, dacă la realizarea celor două proiecte, practic întreaga zonă a Râușorului pe și numai pe puzurile existente în acea zonă, asigurăm pentru întreaga viitoare stațiune Râușor, cât și pentru satele de jos, o apă potabilă care dintr-un pârâu Ștevia, care vine exact din retezat, de la poalele vârfului retezat. Ce frumos! Dar da. Spuneți-mi, a spus viitoarea stațiune Râușor. Aveți speranța că o trec ăștia la rangul de stațiune? Da, păi eu sper că dacă de două ori am depus și odată mi s-a spus de la direcția asta de acreditare că documentația este în curs de avizare pe la ministere, pentru că trebuie avize pentru elaborarea unei hotărâri de guvern. În final, iertați-mă, dar mă rog, s-a pierdut pe undeva. Cum s-a pierdut? Devine sau nu devine stație? Eu sper să devină și eu zic că odată cu finalizarea alegerilor și așezarea pe un făgaș normal, voi depune toate eforturile încât să o, bineînțeles, dacă voi fi ales, ca într-un termen scurt să devină stațiune. Este posibil pentru că la această dată avem puzuri aprobate, avem infrastructură, pentru că până acum eram întrebați de elemente de infrastructură. La această dată avem elemente de infrastructură. Avem drumuri, avem rețea de canalizare, apă, canal, iluminat electric și o întreagă bază sportivă. Eu aș vrea... O să discutăm și despre asta, dar care e diferența dintre stațiune și zona de agrement? Da, diferența este pentru că, exact, odată declarată stațiune, avem acces, de exemplu, la fondurile din programul operațional regional.
La această dată, la această dată, fiind doar o zonă de agrement, nu ești. A fost în vechiul exercițiu financiar 2007-2014, a fost o măsură vis-a-vis de dezvoltare, dar din păcate a fost scoasă în următorul exercițiu, în actualul exercițiu a fost scoasă măsura, pentru că dorința mea era în vechiul am reușit să obțin un proiect, în mod sigur aș fi depus încă un proiect și în actualul exercițiu, mai ales că erau permise ceea ce îmi doream cel mai mult, amenajarea la încă o pârtie de schi. Asta ar fi foarte frumos, da. Pârtia de schi e bunicică la Răușorie, mai ia mai micuț, așa, dar se plătează pentru copii, pentru începători, exact. Pentru tot felul de lucruri de genul ăsta. Domn primar, nu pot să nu vă întreb un lucru, așa, ca trecător pe acolo, că vreau să vă și eu rațiunea sau ce s-ar putea face. Ați făcut acolo vreo 3 terenuri de fotbal, nici nu știu câte sunt în stațiunea Răușor. De fapt, ele sunt multifuncționale, nu? Că poți exact, să poată juca și orice sport, și handball, basket. Am teren special de basket, dar poți să le folosești pentru handball, mini-fotbal și volei. Aha, și aveți și un patinoar, cred. Avem și un patinoar care este în stare de funcționare, el este cu gheață naturală, dar nu ducem lipsă că sus în Răușor este rar anul în care n-ar îngheța și odată să vă spun ceva, din păcate foarte puțin tineret, nu știu, nu este în Hunedoara o tradiție, nu ăsta, deci adică nu prea sunt solicitări vis-a-vis de el. Și vă mai spun încă ceva. În zona noastră a Răușorului se întâmplă următorul lucru. De multe ori când este zăpadă mai multă, mă întâmpinăm ceva greutăți în sensul că după fiecare zăpadă și eram blocați turiști în Răușor. Deci e destul de greu să-l curăți, să-l aduci din nou la starea. Păi bun, dar după fiecare zăpadă mai rămân și blocați turiștii în Răușor, că acolo parcă e drum județean. Da, asta e. Dar trebuie să băgați dumneavoastră buldă de multe ori ca să... O, Doamne. Bun, și atunci vis-a-vis de terenul ăsta, ce l-ați făcut, domnule, acolo la în vârful muntelui, ca să zic așa? Dar... Și nu le-ați făcut, două secunde, că nu știți ce vreau să vă întreb. Da. Și nu le-ați făcut și în satele comune, să aibă și oamenii, poate și asta vi se reproșează. Dar vreau să vă spun un lucru. Vă rog. Oare atâta timp cât vă spuneam înainte că în exercițiu financiar 2007-2014 exista măsura asta pentru zonele de agrement, pentru viitoarele dezvoltare. Era cu destinație specială. Exact, era cu destinație specială și ce puteam să fac? Eventual să renunț la ele, să nu-mi trebuie. Așa, asta e una. Dar vreau să vă spun că am făcut deja vorbire prin cele încă două terenuri și în acest moment sunt și cu al treilea, chiar este prins pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, să zic, penultima sau ultima din mandat, este prins achiziționarea, adică cumpărarea unei suprafețe de teren pentru construirea și în satul Sibișel. Și practic, ce se construie în satul Sibișel? Un teren de sport? Un ce? Teren de sport cu gazon sintetic. Pentru că, spre surprinderea noastră, chiar dacă este un sat ceva mai mic, este un sat cu mulți copii. Aha, foarte bine. Foarte bine. Iar prin cele două la care am semnat contractul de finanțare pe fonduri europene pe măsura GAL,
cu cele două din satul Clopotiva și Ostrov, plus existentul din Râu de Mori, aș îndrăzni să zic, oare chiar sunt multe comune care beneficiază de 6 terenuri de sport cu gazon sintetic și multifuncționale pentru toate sporturile. Da, domnule, bravo, le aveți. Și ce dacă le aveți? Cine joacă pe ele? Vreau să vă spun că cele din Râușor, cu excepția acestui an în care măsurile pandemice care s-au luat, am organizat tot felul de activități sportive, cu întrece sportive între comune, între astea. Dar vreau să vă spun că pe lângă lucrurile astea, acum de când s-a permis jocurile pe terenuri, chiar sâmbăta trecută s-a desfășurat, să zic așa, primele, să zic așa, jocuri sportive în Râușor pe terenurile. Deci au fost folosite și în acest an. Chiar dacă este un an mai deosebit, da, față de ceilalți ani. Dar ce aș vrea să vă spun este altceva. Eu zic că Comuna Râu de Mori, în privința fondurilor, nu duce lipsă. Iar în altă ordine de idei, pentru că este o perioadă, să zic așa, de precampanie electorală, unul din subiecte este calitatea dezastroasă a lucrărilor efectuate pe aceste proiecte. Unul din subiecte, o temă de campanie? Temă de campanie a celor care sunt fie contracandidați, fie să fac parte din partide care sunt angrenate, să zic așa, în această campanie. Și calitatea lucrărilor, ceea ce este un paradox. Culmea este că trei societăți comerciale, nu le dau numele, așa, culmea că lucrează și în comuna mea, dar au lucrări și în comunele învecinate Râu de Mor. Și nu știu, că astăzi chiar făceam un spirit de glumă cu patronul uneia dintre societăți, îi spuneam cam așa: măi, cred că tu ai ceva cu mine. De ce? Pentru că la comuna vecină lucri bine. Și la mine lucri prost. La mine lucri prost. La cealaltă, culmea că știți. Dar cum... Dar vreau să vorbeați serios sau... Glumeam. Dar și în gluma asta este un, să zic așa, miez de adevăr. Ce vreți să puneți dumneavoastră în vedere, în... în valoare, este faptul că dumneavoastră sunteți primar PNL și la noastră comentează, să zicem, PSD-ul sau alte partide, că sunt lucrări proaste, în vreme ce la 2 km mai încolo e un primar PSD care face lucrări bune cu aceea societate. Firmă, da. Cu aceea societate. Mă rog, acum când nu știi ce de să parte, zici, că... pe de altă parte, pe, știți cum suntem așezate în țara? Sunt gata? Nu sunt gata. La unele dintre ele mai durează un an canalizarea, deci nu este făcut absolut nimic. Și mai mult decât atât, fără să fiu eu cel care din proprie inițiativă, firma acolo unde s-a lucrat, postare făcut.
Exact. Are făcut pe cheltuiala lor. Păi se mai întâmplă și greșeli, că numai cine nu muncește, nu exact. Muncește. Dar vreau să vă spun că Râul de Moriu, fiind undeva în partea de sus, înspre Retezat, atât pe malul drept, tehnic, cât și pe malul stâng, o societate lucrează pe un mal, una pe altul, până Hațeg. Uh-huh. Și paradoxul este că la mine se lucrează prost. Mă rog, după spusele unora, nu? După spusele unora. Și la ceilalți se lucrează bine. Eu încerc și prin intermediul la această emisiune încerc altceva. Să fac cunoscut cetățenilor, bineînțeles, a cetățenilor de bună credință și care au avut și au în continuare încredere în mine, că lucrările așa cum au fost și până acum vor fi la final lucrări de calitate și nu am probleme în ceea ce privește execuția lor, drept dovadă la această dată faptul că după ce am executat lucrările în centrul comunei, în prezent, căminele au fost, să zic, consolidate în beton, iar peste ele a fost turnat covor asfaltic și zic că la această dată, după ce vom aranja și trotuarele, centrul de comună își va schimba în totalitate fața din nou. Fața, din nou. Bun, vă vine să credă sau nu, suntem foarte aproape de finalul emisiunii, știu dacă mai avem 2 sau 3 minute. Am însă o întrebare care se desprinde din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră. Nu sunteți singurul la care vin tot felul de și zic, ba, lucrări făcute prost, ba, alea. Vreau să știu un lucru și acum mă adresez și telespectatorilor și răspund următorul lucru și oamenilor. Nu oameni buni. De cât timp ați că sunteți primar? De 20 de ani? Nu, de 16. De 16. Așa. Poate am gură de aur, cine știe. Exact. Să luăm ultimul mandat de 4 ani. Da. În mandatul ăsta de 4 ani ați început în 2016, îl terminați în 2020. Da. În 2016 ați avut lucrări în comună? Am avut ceva, dar ceva mai... În 2017 ați avut lucrări în comună? Da, dar în 2016 abia am pregătit documentarea. Da, am început în 2017, s-au depus undeva în toamnă. Știți ce vreau să întreb? Da. În 2017 a apărut vreunul care să zică că sunt lucrările proaste? Nu. În 2018? Nu, n-am avut nici anul trecut. Nici în 2019? Nici. Deși în toți anii ăștia ați făcut lucrări, da? Păi am făcut, că din 2018 am început drumul despre care am făceam înțeles. Vorbire. Despre dar până astea. În 2020 și până în preajma alegerilor, niciunul din, era să spun un cuvânt care nu se spune pe televiziune, oamenii ăștia de bine, n-au sesizat că lucrurile sunt proaste. Da. Și-au dat seama de câteva luni, nu? Da. Păi și nu e ipocrizia asta? Ei, adică unde au stat până acum? Da, deci din punctul ăsta de vedere pot să spun chiar cu niște cuvinte de amărăciune, pentru că am avut consilieri care la unele proiecte, cum am făcut vorbire la cel... Acum am acuză de fonduri europene și atunci când le-am accesat erau împotriva. Mă rog, asta este calitatea câteodată și, mă rog, da. La noi, știți vorba aia cu uneori logica mea bate logica ta și a noastră a tuturor, se întâmplă lucruri interesante. La noi eu aș pune o condiție și o spun asta cu subiect și predicat. Dom'le, condiția principală, dar nu pot, n-ai cum, căci că îngrădești e dreptul de a alege și de a fi ales. Deci pentru primar minim studii superioare, condiție de preferințe economice sau de administrație publică, deci studii superioare, clar, dacă vrei să fii primar, condiții acolo, când îți depui dosarul. Iar pentru consilier local, minim liceul, dacă bacul luat.
Deci dacă n-ai luat bacul, ai făcut degeaba. Din punctul meu de vedere, n-ai ce să cauți pe lista de consilieri locali. Măcar să știi să vorbești românește și să ai niște cunoștințe de matematică din alea minime, de o nota 5 cu care să fi luat bacalaureatul. Altfel nu pot să-ți spun ție un buget unui om cu nu știu câte clase în față, în ședința de consiliu local, să ți-l dau să-l aprobi. Că mi se pare absolut aiurea. Condiție. Asta aș pune eu. Dar nu poți. Cel puțin până nu se modifică Constituția. Exact. În sensul ăsta, îngrădire de drept. Îngrădesc dreptul de a alege și de a fi ales. Da. Asta în condițiile în care guvernul, de care fie el, PNL, PSD, guvernul MOV, guvernul albastru, dă miliarde și miliarde de lei vechi, de multe ori pe mâna unor oameni care, nu numai că nu știu să scoate două vorbe din gură, dar nu știu să citească, dacă te duci și le scrii, nu știu să citească suma. Asta e altă poveste. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Vă mai aștept și altă dată. Încă o dată vă doresc multă sănătate și țineți-o tot așa cu proiectele acolo în comună, că să ai proiecte la o comună la nivel de municipiu, adică comparativ cu un municipiu, nu se poate lăuda oricine. Mulțumesc. Magni Culiță, primarul comunei Râu de Mori, a fost invitat la emisiunea Fotoliu cu Ghim, fără să fiu părtinitor în această emisiune, dar, repet, îl cunosc pe omul ăsta de 20 de ani, de dinainte de a fi primar, și când cifrele și hârtiile și documentele vorbesc, nu prea ai cum să le contrazici. Mulțumim pentru atenție, rămâneți în continuare alături cu noi, Capital TV, televiziunea pe bună. Numai bine!